Salut, sunt Angel Rodian și mă bucur foarte mult că ai ales acest program de antrenament pentru abdomene. Astăzi îți voi arăta 5 exerciții simple pentru abdomen. Le poți executa chiar și de acasă, tot ce ai nevoie este de saltea, ca să nu stai pe sol. Bun, hai să trecem la treabă și să începem cu primul exercițiu. Crunch încrucișat, mână, picior opus. În poziția culcat dorsal, la saltea, ridicăm piciorul stâng la 45 de grade, mâna dreaptă la ceafă și atingem tot genunchi. Când ne ridicăm, expirăm, când revenim, inspirăm. Sus, expir, jos, inspir. Inspir, expir. Ok? Vom executa 10 repetări pe fiecare parte. Așa? Schimbăm mâna și piciorul. De data asta piciorul drept ridicat la 45, vârful către noi și continuăm. Sus, expir, jos, inspir. Așa, sus, 4, 5, expir, inspir, expir, inspir. Bun, vom face 10 repetări, iar apoi 30 de secunde pauză. Ok, trecem la următorul exercițiu. Semi-sit-ups, aceeași poziție din culcat dorsal la saltea. Ridicăm brațele deasupra pieptului întinse și ne ridicăm în sus. Încercăm să ne ridicăm suficient cât să ridicăm cu omoplații de pe saltea. Când ne ridicăm, expirăm, la revenire, inspirăm. La fel, 10 repetări și o pauză de 30 de secunde. Următorul exercițiu, crunch încrucișat, pod genunchi. Piciorul stâng îl punem peste dreptul, mâna dreaptă la ceafă și ne ridicăm și atingem cu mâna dreaptă, cu cotul drept, genunchiul stâng. La fel, în sus expirăm, în jos inspirăm. Ok, vom executa la fel 10 repetări pe fiecare parte, iar apoi schimbăm. Schimbăm aici, punem piciorul drept peste stângul, mâna stângă la ceafă, și continuăm exercițiul. Ne ridicăm cu cotul spre genunchi. Sus, expir, jos, inspir. Okay, mișcarea să fie amplă. Încercăm să atingem cu brațul până jos, salteaua. Să ne ridicăm cât mai mult posibil. Bun, am făcut 10 repetări. Urmează iarăși o pauză de 30 secunde. Și trecem la exercițiul următor. Crunch lateral, dar un picior rămâne la 45 de grade. Piciorul stâng îl ridicăm la 45 de grade și mâna stângă, deci pe aceeași parte lucrăm mână și același picior. Mâna stângă la ceafă și ne ridicăm lateral și un pic în 45 de grade. La fel, respirația în faza concentrică, adică când ne ridicăm, expirăm, la revenire, inspirăm. Vom executa tot 10 repetări pe fiecare parte. Și schimbăm apoi pe cealaltă mână și picior. Piciorul drept, la fel, 45 de grade, mâna dreaptă la ceafă și ne ridicăm 45 de grade și ușor lateral. În sus expir, jos inspir. Deci expir, inspir. Așa, bun. 10 repetări, pauză 30 de secunde și ultimul exercițiu. Crunch cu mâinile la piept. Picioarele pe sol. Contractăm abdomenul și ce facem? Ne rotim ușor pe omoplați. Un rol, mai degrabă. Contractăm bine abdomenul până sus, dar fără să ne ridicăm. Ok, în faza concentrică expirăm, deci în sus, în sus. Expir, jos, inspir. La fel, 10 repetări urmate de o pauză de 30 de secunde. Aceasta o să considerăm o serie și vă recomand să executați între 3 și 5 serii din aceste exerciții. Nu uitați să-mi scrieți dacă ați încercat antrenamentul și cum vi s-a părut. Spor la treabă!